Nu ți-e doar așa de Liga 1, de prin planul fotbalului românesc? Ba da, dar ce a fost ca jucător sunt lucruri pe care nu ai cum să le uiți și îmi doresc să ajung în Liga 1 și ca antrenor, pentru că vreau să-mi construiesc o carieră de succes și în, și în această meserie. Ce stil de antrenat ai? Ce modele urmezi? În primul rând aș fi vrut să, sau îmi doresc foarte mult să iau de la Petre Grigoraș carisma pe care acesta o avea când intra în vestiar și atmosfera pe care o făcea în jurul echipei. Pentru că efectiv mi-e foarte drag acest personaj. De ce spun chestia asta? Pentru că de fiecare dată când pierdeam, efectiv mi-era rușine să trec prin fața dânsului. Îmi venea să intru în pământ de rușine. Da, vă certa, vă făcea ceva sau pur și simplu felul lui de a fi te punea la respect? Exact, felul dânsului de a fi îmi punea respect și niciodată nu ne-a certat după o înfrângere. Ba, din contră, ne-a încurajat mereu. Aș vrea să iau, așa cum am spus, de la dânsul această chestie și de la Dorinel Munteanu rigurozitatea cu care conducea antrenamentele și seriozitatea de care dădea dovadă în pregătirea meciurilor. Păi stai că la domnul Grigoraș rămâne celebr aceea, du-te bă la șah. Da. Dacă te doare, da. Du-te la șah. Într-adevăr, crea în cadrul echipei o atmosferă foarte, foarte frumoasă. Ți-era efectiv drag să te duci la antrenament. Ți-era efectiv foarte simpatic ca antrenor și de multe ori jucai și pentru dânsul. Bun. Când crezi că vei ajunge în Liga 1? Presupun că ți-ai făcut un plan așa pe niște perioade, ai niște obiective pe termen scurt. Da, din păcate anul ăsta îl trec la pierderi. Pentru că asta este situația generală. Mi-aș fi dorit să ajung mult mai repede, dar am pierdut un an în plus în Liga a 4-a. Și probabil voi pierde un an în Liga a 3-a. Dar cu siguranță în 2-3 ani sper să fiu în Liga 1 pentru că îmi doresc foarte mult și îmi place foarte mult ceea ce fac în momentul acesta. Dar tu ce licență ai? Licența A. Licența A. Aha, am înțeles. Bun. Vreau să trecem la cariera ta de jucător. O carieră cu foarte multe sezoane în Liga 1, o carieră în care tu ai devenit simbol pentru Oțelul Galați. Nu era o echipă dintre echipele, dintre cluburile foarte mari ale României, dar ați reușit o performanță incredibilă. Spune-mi, te rog, din punctul tău de vedere, crezi că ai fi meritat mai mult să joci la un club mai mare? Poate dacă aș fi gestionat anumite momente din cariera mea puțin mai atent și mă refer aici la acel moment când am reușit să marchez în primele 4 etape 7 goluri, cu siguranță cred că ar fi trebuit să fac pasul către o echipă mai bună. Și acum stând și analizând la rece, pentru că tot a fost perioada asta de inactivitate și revăzând meciurile pe care le-am disputat în cariera mea de fotbalist, cred că aș fi făcut față cu succes la orice echipă de top din România. Dar oferte ai avut? Sau cartonări? Hai să te întrebăm altfel, direct. Ai avut oferte de la granzii României, Rapid, Dinamo și Steaua? Știu de una singură de la Steaua, când antrenor acolo era Gică Hagi. Așa. Și de ce n-ai ajuns acolo, Gabi? Asta nu știu. Probabil la momentul acela n-au fost neînțelegeri între cluburi, pentru că erau foarte mult, trebuia să plătească o sumă destul de mare pentru un jucător care avea vârsta mea. La momentul respectiv aveam 30 sau 31 de ani. Am înțeles. Cu toate astea, sezonul în care ați câștigat campionatul, tu aveai 27 de ani. Atunci a fost vârful carierei tale. Practic aveai și vârsta perfectă pentru a pleca, nu? Nu. Campionatul am câștigat la 33 de ani. A, 33? Da. Am făcut calculul greșit. Nu e nimic. La 33 de ani, la 27 de ani am ajuns la Oțelul. În acel retur în care eram amenințați de retrogradare, am reușit să ne salvăm și de atunci a început urcușul către ceea ce a culminat cu campionatul câștigat în 2011. Aveam 33 de ani și am fost declarat de UEFA jucătorul campionatului în acel an. Da. Ce a avut atât de diferit Dorinel Munteanu? Ce a avut de a reuși să scoată din voi? Pentru că, până la urmă, erați jucători buni, dar nivelul campionatului de atunci era foarte puternic. Erau foarte multe vedete în România, jucători care primeau, mi-au aminte, Zicu la Timișoara a primit primă de instalare 1 milion de euro. Deci se vorbea de bani foarte, foarte mulți. Ce a avut de v-a făcut să câștigați titlul? Cred că, în primul rând, n-am avut presiunea celorlalte echipe. După părerea mea, campionatul l-am câștigat în tur,
atunci când am reușit chiar să ne desprindem față de urmăritoare și de faptul că atât Steaua cât și Dinamo în acea perioadă nu erau la cel mai înalt nivel. Au fost, în schimb, jucători fantastici. Nu, aduceți-vă aminte la Vaslui ce jucători avea. Dailton, Da. Wesley, Mărtean, Tenvangera, jucători de mare calitate, așa cum Deci spui că a spus secretul vostru a fost că nu aveați presiune în primul rând. Da, pentru că asta a fost în tur, pentru că în retur, când presiunea a început să spună cuvântul și a început să ne apese tot mai tare, au fost câteva, dacă nu mă înșel, vreo 4 etape în care n-am reușit să câștigăm. Da. Și atunci am simțit că ne fuge pământul de sub picioare, pentru că era clar că dăm cu piciorul unei șanse pe cu care nu o să ne întâlnim niciodată în cariera noastră. A fost vreun moment în care Dorinel Munteanu a explodat, pentru că știm foarte bine că este un antrenor dur. A avut vreun moment greu în care a țipat la voi din cauza presiunii care era pe voi? Nu. Deci chiar nu. Atunci era mai greu, pentru că toți eram conștienți de ceea ce puteam să îndeplinim și eram foarte, foarte concentrați. Dar am făcut o echipă bună și mă bucur că am reușit acea performanță care cred că va rămâne unică în istoria unui club din Moldova. Pe ce se baza jocul vostru în acea perioadă? Pe o organizare excelentă din punct de vedere tactic, pe o legătură sufletească între noi jucătorii, pentru că foarte puțină lume știe că de fiecare dată când câștigam un meci sau chiar pierdeam, noi aveam acele reuniuni cu întreaga echipă după meci sau în ziua următoare și era foarte greu ca cineva să ne bată, tocmai pentru că aveam această legătură sufletească. Prime de joc aveați mari? În tur au fost mici. În retur pe finalul campionatului au fost mari. Care a fost cea mai mare primă de joc pe care ai încasat-o în acel sezon? Prima de campionat. Cât? 100.000 de euro. Bani destul de bun, nu? Păi dacă n-ar fi fost acei bani, sau ca să fiu mai concis, acei bani au fost în culoarea carierei mele de fotbalist, pentru că în rest nu am câștigat așa de mult bani încât să-mi pot să asigura viitorul din ei. Și nici cu acești bani nu pot să-ți asiguri viitorul, pentru că, așa cum știți, viața de fotbalist este foarte scurtă și, din păcate pentru mine, n-am jucat la o echipă de top unde să se plătească salarii foarte mari. Dar ce ai făcut cu acea 100.000 de euro pe care ai încasat-o? Am reinvestit-o. În ce? Sunt curios. În imobiliare. Ah, bravo. Și ți-a mers? Adică ți-ai scos banii? Deocamdată nu. Nu pot să spun că sunt un afacerist inspirat. Dar în ce ai investit? Terenuri, apartamente? La apartamente. Am înțeles. Oricum o chirie de acolo tot ei, nu? Păi nu știu dacă le dăm în chirie, aș vrea să le vând. Am înțeles. Oricum e mai mult decât mulți fotbaliști. Ai văzut și tu cum se joacă acum la Liga 1 și pe 2.000 de euro pe lună. Da, păi ca făcând o comparație, cam alea era un salariu mediu la Oțel în perioada când noi am câștigat campionat. Așa puțin? Deci jucători erau salarii maxim 5-6.000 de euro, minim, vă spun, în cazul Râpă, în momentul când avem de la Liga 3-a, pentru că aveam echipă satelit la Liga 3-a, avea 12 sau 13 milioane. 1.200 de lei, zici. Exact, 1.200 Incredibil. De lei. Deci tu vrei să-mi zici mie că Oțelul Galați a câștigat titlul de campion al României cu un fundaj dreapta plătit cu 1.200 de lei pe lună? Când a venit, după aia, datorită evoluțiilor care le-a avut, salariul s-a modificat. A fost pentru o nebunie, că... pe la vreo 1.500 de lei, 1.600, nu? Sau i s-a modificat în jos. Tu cât câștigai la Oțelul? Probabil fiind veteran și unul dintre cei mai importanți fotbaliști, aveai unul dintre cei mai mari salarii, mă gândesc. Da, am avut 5.000 de euro în momentul câștigării campionatului. Un salariu bun. Decent, da, un salariu bun, dar gândiți-vă că aveam 33 de ani și era cel mai mare salariu care l-am avut în toată cariera. Ai plâns în momentul ăla când ai văzut cât ai tras și ai ajuns să trăiești acele clipe? Haideți să vă spun un secret. Toată săptămâna dinaintea meciului nu cred că am ațipit 2 ore legate. Toată săptămâna? Și cum ai fost bun de ceva? Păi tocmai e că nu prea am fost la înălțimea pe meciului care îl jucam.
Și de ce spun chestia asta? Pentru că nici în toate acele momente nu m-am gândit nicio secundă la banii care i-aș putea câștiga. Mă gândeam doar la bucuria care, cum să mă bucur, sau dacă voi ști să mă bucur, având în vedere performanța pe care aș fi făcut-o. Gabi, în sezonul acela ați dovedit cumva că meritați titlul, pentru că ați bătut toți granzii. Rapid, Dinamo și Steaua, dacă nu mă înșel. Cu Rapid ați câștigat prin golul lui Pena 1-0. Ți-amintești meciul? Da, sigur că Așa. da. A Cu fost. Steaua 1-0 gol Sârghi, nu? Exact. Așa. Și cu Dinamo 2-1 Sălăgeanu și Silviu Ilie, după care un 3-3 nebun. Silviu Ilie și în retur, da, 3-3. În acea perioadă în care nu reușeam să câștigăm și v-am povestit mai devreme, ne cam fugea pământul de sub picioare. Zim din toate meciurile astea cu cei trei granzi, pentru că atunci era vorba de mari granzi ai capitalei în fotbalul românesc. Care a fost meciul cel mai spectaculos din punctul tău de vedere și meciul în care ați fost cel mai stresați? Deci, referitor numai la cei Da, la acele. Rapid, Steaua și Dinamo. Deci era vorba, a fost în acel 3-3 cu Dinamo, în care eu n-am Așa. jucat, am fost accidentat, a fost un meci într-adevăr cu tenis de trăit la maxim. Dar au mai fost și alte meciuri în care, pre exemplu, meciul cu Rapid, dacă nu mă înșel, a fost în prima etapă gol Pena, pentru că eram conștienți că dacă nu vom câștiga acel meci, misiunea noastră se va îngreuna. Da. Cum pregătea Dorinel Munteanu partidele cu echipele de tradiție, echipele mari? Vă spunea să stați în propria jumătate, să vă închideți și dacă puteți să marcați, sau avea altă tactică? Nu. Noi tratam toți adversarii la fel. Eram foarte concentrați pe ceea ce avem noi de făcut. Eram concentrați pe jocul nostru, pentru că, așa cum știți, acel campionat s-a câștigat foarte mult pe organizare. Organizare, în primul rând, defensivă. Și nu pregăteam meciurile în funcție de adversar, pentru că știm cu toții că un meci cu un adversar de calibru e mult mai ușor decât de pregătit decât cel cu un adversar mai slab cotat. Care a fost cel mai dificil meci din tot sezonul acela, din punctul tău de vedere? Din punctul meu de vedere, a fost meciul cu Craiova de acasă. De ce spun asta? Veneam după o serie de rezultate negative în care nu reușim să câștigăm aproape o lună de zile. Pierduse în primul loc. Eram la distanță de un punct, parcă, de Vaslui sau Timișoara, care aveau meci direct și noi jucam cu Universitatea Craiova acasă, mai mult decât tot era primul meci din istorie în nocturnă la Galați. Cu stadionul arhiplin, vă dați seama Da. ce, în afară de presiunea rezultatului, mai aveam și presiunea suporterilor.